și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Dragi părinți, preasfințiile voastre, frați arhirei, iubiți credincioși, iată că duminică de duminică ne adunăm la Sfânta Mănăstire, la Sfânta Slujbă, unde ne încărcăm sufletește, primind binecuvântarea și harul lui Dumnezeu, ne bucurăm de tot ce se petrece astăzi în Biserica lui Hristos, de slujbă, de mângâiere, de Sfânta Împărtășanie, de trupul și sângele lui Hristos pe care ne-l-a lăsat. Ne mângâie Dumnezeu cu harul iertării pe fiecare dintre noi, că spune la toată lumea că am venit să vă iert, n-am venit să vă osândesc. Și, după cum vedeți astăzi, în biserica noastră ortodoxă, mai avem arhirei noi și în mănăstirea noastră, Vladica Cleopa, episcop din Nouă Surița, și ne bucurăm pentru această binecuvântare, mulțumim lui Dumnezeu, rugăm să-i dea putere ca să poată purta crucea lui Hristos cât mai demn, cât mai frumos, cât mai multă răbdare. Chiar dacă în vremurile acestea din urmă și când cred că biserica are nevoie de mai mulți oameni, viață frumoasă și curată, de a-L urma pe Hristos. Iar pentru voi, ce să vă spun? E atâta durere în jur, e atâta suferință, la Sfintele Liturghii tot mai puțin și mai puțin bărbați avem, mai multe morminte, mai multe mame plângând, mai mulți copii rămași orfani și mame vădove. Durerea se revarsă spre pământ. Știți cum spunea un Sfânt Părinte? La Maica Domnului genunchii sunt însângerați. Nu se mai ridică din genunchi în fața Fiului ei, rugându-L pentru poporul acesta, pentru noi, pentru lumea aceasta. Și apoi un răspuns este că norii mâniei lui Dumnezeu se coboară peste acest pământ. Boli, suferință, războaie, vești de războaie și multe necazuri, fraților, pe care le vor face oamenii singuri, după cum lucrează în laboratorii cu diferite boli, dar nu ne mai interesează nimic. Noi avem o nădejde în Dumnezeu. Așa m-am uitat atunci când eram toți speriați de boala aceasta, COVID. Toată lumea era spământată, nici nu vorbeau unii cu alții, erau triști, erau închiși în ei. Și am mers într-o zi la cei bolnavi și doctorul mi-a arătat. Aici sta gata moare. Aici s-a pot spui că-i trup de acum. Și am spus, dar cum se poate așa ceva? Și am strigat, adesea la Hristos, ridicați-vă din patul, veniți să ne împărtășim. A doi de zi erau toți în picioare. Fraților, cel mai scump medicament, cel mai scump, gratuit ne-a luat de Hristos, trupul și sângele Lui, care vindecă, care iartă, care curățește, care ne întărește, care ne dă putere. De aceea să vă bucurați pentru această mare mângâiere, pentru trupul și sângele Lui Hristos pe care îl avem. Dar acum cred că va veni timpul că va trebui să ne spovedim, să ne împărtășim mai des, și să lucrăm cele sfinte cu Hristos împreună. Aceasta am vrut să vă doresc. În biserică nu avem limbă, nu avem neam. Cum a spus astăzi
tu fiind din neam iudeu și samarinean cu el. Și Hristos a venit pentru toți. Ce mai mare nebunie care este astăzi, fraților, ceea ce n-au făcut-o nici nebunia comuniștilor și ateiștilor. Știți că erau mulți ateiști, mulți comuniști care se temeau să se atingă de biserică, de altar. Astăzi, oamenii aceștia au pierdut orice simț. De asta eu cel mai tare mă tem de lovitura aceasta, că Dumnezeu va lăsa asupra pământului mari greutăți și mari încercări. Că lumea a început să rupă bisericile, să le dărâme, au început să arunce rachete, bombe în biserici și dacă ați găsit ce scrie acolo. Nu vreau să spun. Dacă nu ați găsit, veți găsi. Deci, noi ne primim pe toate. Cum a spus Domnul Iisus? Va veni vremea că nici aici, nici acolo, ci în Duh și adevăr se va ruga lumea. Unde ne vom putea aduna, aduce jertfă lui Hristos, a împărtăși și a ne bucura? Dar acum, vă rog, să rămâneți în pace și să vă rugați. E mare greutate pe întreg pământul. Oamenii aceștia au început să lupte foarte urât cu Dumnezeu. A început să-L prindă pe Dumnezeu de gât, să taie ușile bisericilor și să facă atâta rău când copiii noștri mor în război. Ne-au trimis copiii ca să moară acolo, să steie flământ, să chiruie și aici să-și bată joc din noi și din credința noastră ortodoxă. Am rugat conducătorii țării noastre să iei măsuri. Să se iei o măsură oarecare. Copiii noștri care sunt de război, câte o săptămână, câte două săptămâni s-au flămâns. De ce nu ajunge mâncarea la ei? Ei suferă din greu. Și noi aici rupem, tăiem, facem tot, ne-am luat la bătaie cu Dumnezeu. În loc să se roage toată lumea, să ajutăm unii pe alții, să ajutăm pe cei care sunt acolo, să mângâiem pe mamele care plâng lângă sicriile copilului lor. O nebunie, fraților, care n-a mai fost și nu este niciodată. Dar în vremea aceasta fiecare face ce vrea. Ar trebui o leacă să ne oprim. Dacă nu, ne va opri Dumnezeu. Vă chem să veniți cu toții la Hristos. Biserica noastră ortodoxă este unica biserică mântuitoare. Să nu se supere nimeni. Cei care s-au rupt de această corabie mântuitoare, care s-au dus să se înnece în această prăpaste a ereziilor, a nebuniilor, a născocirilor. Auziți voi, de 2 ani este o biserică pățuă, o biserică suțuă, o biserică nu mai știu ce fel. Dar unde este Hristosul și adevărul fraților de mii de ani? Noi am fost, suntem și rămânem în Biserica Mântuitoare. Biserica este a lui Hristos, capul bisericii este Hristos. Noi ne putem ruga pentru toată lumea, dar în biserică eu vin la Hristos, eu vin la Dumnezeu, eu nu vin la oameni. Voi nu ați venit la mine astăzi, voi ați venit la Dumnezeu. Voi ați venit la Maica Domnului. Voi ați venit la cer. Voi ați venit să vă mângâiați, să vă alinați sufletele voastre. De aceea rămâneți. Rămâneți lângă acest Dumnezeu. Într-o această biserică. Și nu avem nimic de schimbat, fraților, că așa s-au stăruit și în anul 16. Și mă mira că azi atunci când preoții au vrut să apere adevărul sfânt a ortodoxiei, au cauteresit, i-au fugărit din biserici, i-au bătut. Noi, arhierei, am dat în mâinile judecății, ne-am bătut joc din adevărul sfânt al lui Dumnezeu, fraților. În loc să ne bucurăm că sunt preoți care strigă pentru adevăr, pentru o credință curată, ortodoxă, noi am pedepsit amarne cu sinoadele noastre. Poate că suntem Dumnezei. Nu slujitori ai Lui. Poate ne-am făcut luciferi, că vrem să conducem biserici, vrem să conducem lumea, nu, fraților. Hristos este totul pentru noi. Noi venim la El și Lui ne rugăm. Ajută, Doamne, acest pământ, ajută, Doamne, acest popor și ajută toată lumea.
Deocamdată nu putem spune nimic, că așa toți îmi spun, taci din gură. E tare greu de tăcut unele lucruri, dar le îmbițim noi și ne rugăm să fie cât mai repede pacea mult dorită în Ucraina noastră. Să vină mângâierea lui Dumnezeu. Dar dacă vom ridica în continuare mâna împotriva bisericilor, a preoților, a slujitorilor ei, fraților, vom fi nimiciți pe fața Pământului, să țineți minte. Se va lua și apa, se va lua și mâncarea, se va lua totul și vom rămâne noi față în față cu răul căruia i-am slujit. De aceea, nu faceți rău la nimeni. Iubiți pe toți, rugați-vă pentru toată lumea, iertați pe toți și pregătiți-vă pentru frumoasa și binecuvântată întâlnire cu Cerul, cu Dumnezeu și cu cei scumpi și dragi ai noștri. Vă încredințez lui Dumnezeu pe toți și să știți, vremurile sunt acelea care să fiți odeauna pregătiți duhovnicești. Spovediți, împărtășiți, împăcați cu toți, dar în continuare, ce va vrea Dumnezeu? Cum vrea Dumnezeu? Așa să fie. Amin. Încă o dată vreau să felicit astăzi pe frații noștri arhirei pentru plinătatea bisericii noastre și mulțumim Domnului pentru scumpul și iubitul nostru mitropolit Onufrie, cel de-al 122-lea mitropolit al bisericii noastre ucrainene. 122-lea mitropolit ales. De unde au ieșit puzderea asta? De unde au ieșit lepra asta care toată ziua strângă și omoară lumea? Și iau bisericile noastre care au fost spălate cu lacrimi, cu șertfă, cu post, cu rugăciune. De unde au ieșit fraților? Au spus Sfinții Părinți că toți diavolii vor ieși din ea pe pământ. Iată că au ieșit și au intrat în oamenii aceștia care fac numai rău. Eu niciodată nu întind mâna la voi. Eu nu pot să lovesc în voi. Voi sunteți copiii lui Hristos. Eu nu pot să rup o ușă la biserică, pentru că asta este un păcat mare, fraților. Pe noi moșii, strămoșii noștri, bunei noștri, mamele noastre ne-au învățat cu tremur să ne apropiem. Când am adus odată o floare de la cimitir acasă, mama a spus, repede o duci înapoi acolo. De ce ai rupt-o? Nu se poate nimic de luat de acolo. Acolo totul este sfânt și totul este al lui Dumnezeu. Hai să rămânem oameni. Să rămânem cu frică, cu bun simț, cu rușine. Că voi foarte urât. Cum să tai ușa la o biserică? Cum să o... Nu-ți place, du-te și fă-ți biserică, crede în ce vrei tu. Du-te unde vrei tu. Nu aici, să lovească în adevărul sfânt. E unica biserică, e unica credință adevărată, căci toți lovesc în ea. Cu nimeni n-are nimic, nimeni absolut. Cu biserica noastră canonică. Și mulțumim, pentru că cel de 122-lea mitropolit al Ucrainei este Vladica Onufrie. Cred că este cel mai greu. Dar nu mă tem. Dar nu mă tem. Deci cu noi e adevăr, e Hristos și să păstrăm această credință curată, dreaptă și sfântă și să nu ne abatem fraților din ea niciodată. Dar noi vom ținea că Hristos e cu noi, Hristos e cu adevărul. De aceea Dumnezeu să ne ajute și fraților arhirei ca să meargă frumos să păstrez acest adevăr sfânt. Noi ne bucurăm că suntem mai mulți, e mai frumos, e mai vesel, dar și pentru a apăra credința va fi mai ușor. Vom fi mai puternici, pentru că avem mai mulți slujitori la Sfintele Altare. Mulțumim pentru rugăciune, vă mulțumim că vă avem, Dumnezeu să fie cu voi cu toți. Amin.